Cărțile în limba română au fost premiile oferite azi elevilor cu ocazia Zilei Internaționale a Limbii Materne. Atracția zilei a constituit-o concursul de cultură generală. Ziua Limbii Materne, de fapt, și am invitat aici școli din Buzău, atât din municipiu cât și din zonele limitrofe. Și cu ocazia asta sperăm noi să îi facem pe copii să învețe mult mai ușor anumite noțiuni pe care oricum trebuiau să le știe. Vor fi concursuri de cultură generală, momente artistice oferite tot de școlile din Buzău și, bineînțeles, la final va fi o tombolă surpriză în care elevii pot câștiga cărți, invitații la teatru și alte produse oferite de sponsorii noștri. Elevilor de gimnaziu li s-au alăturat și liceeni veniți pentru a prezenta originea latină a limbii române. Îmbrăcați în robe romane, liceenii au prezentat un fragment din opera Muțiu Scevola. Să prezentăm o scenetă Muțiu Scevola de la școală. În latină. Cum erau latinii înainte, cu veșminte, păi asta încercăm să reprezentăm și aici. Ziua Internațională a Limbii Materne se sărbătorește în întreaga lume și are rolul de a promova diversitatea lingvistică.